Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. Alături de mine în studioul Campus TV este domnul Silviu Roșioru, consilier local PSRO. Domnule Roșioru, bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Ne vedem acum după câteva zile pline de evenimente care au fost marcate și în Buzău. Și o să vă rog să ne povestiți din perspectiva dumneavoastră, pentru că ați fost și la paradă de 1 decembrie, apoi ați văzut ce s-a întâmplat în fața primăriei atunci când a fost deschis iluminatul festiv și târgul de Crăciun. O să vorbim înainte de toate despre parada militară. Parada de 1 decembrie, care în premieră a avut loc pe Calea Eroilor. Foarte mulți buzoieni, aproape 7000 au fost și au asistat la evenimentele de acolo. Ați fost și dumneavoastră. Cum vi s-a părut? Ce a fost bine? Ce n-a fost bine? Da, ideea, și salut pe această cale, ideea domnului primar că a luat decizia să se țină această paradă pe Calea Eroilor. Totuși, au mai fost și anumite probleme de organizare. Numărul mare de cetățeni ne-a bucurat și pe toți buzoienii, toți am fost bucuroși și am fost acolo prezenți, dar cred eu că aspectul a lăsat câteva lucruri de dorit. Aici vorbim de sonorizare, lipsa difuzoarelor pe tot parcursul Căii Eroilor. Cred eu că trebuia făcută sonorizarea în așa fel să fiecare participant la această paradă să audă discursurile invitaților, fanfara, corul, pentru că s-a pregătit foarte bine și a fost un eveniment de cinste. Deci spuneți că nu s-a auzit chiar peste tot pe care eroilor. Nu, s-a auzit numai în zona centrală, acolo unde a fost montată tribuna, și cred eu că buzoienii își doreau acest lucru, dar au avut ce să vadă în schimb, o paradă foarte bine pregătită. Mulțumim pe această cale celor de la armată pentru că au venit foarte pregătiți și tuturor instituțiilor care fac parte din sistemul de apărare al țării. Eu cred că A fost un eveniment reușit. V-am spus că se putea și mai bine. Pe urmă a fost masa dată în cinstea evenimentului în Parcul Crâng. 3000 de porții de fasole cu ciolan și 800 de fasole fără ciolan pentru cei care au ținut post cu un pahar de vin. Ați ajuns și în Parcul Crâng la evenimentul organizat de Consiliul Județean? Da, am trecut și pe acolo. Din păcate am trecut și înainte și după. Am constatat că de la prima oră erau persoane care așteptau această masă. E trist totuși că sunt oameni care au nevoie de această masă, sunt oameni care poate unii au nevoie, poate unii nu au, au stat așa de... ca și... De plăcerea evenimentului festiv, că nu cred că erau acolo oameni care veniseră așteptând o porție de mâncare pentru că n-ar fi avut ce să mănânce în ziua respectivă. Ba, am văzut și oameni. Așteptau să prindă mai repede. Am văzut și oameni care, da, care aveau nevoie de o porție de mâncare și de un pahar de vin. Una peste alta a fost un eveniment reușit. V-am spus că se putea și mai bine și acum ținem cont data viitoare să sugerăm și să venim cu idei ca cei care organizează acest eveniment să-l facă mult mai bine și mult mai reușit. Bun, a fost totuși ziua de 1 decembrie dedicată centenarului. Cred că ar fi trebuit să fie cel mai reușit eveniment din viața noastră, pentru că următorul centenar nu o să-l mai prindem. Poate doar domnul Iliescu, că am văzut că au apărut tot felul de glume. Dar tot de 1 decembrie a fost și un alt eveniment organizat de Primăria Municipiului Buzău, împreună cu dumneavoastră consilierii, care v-ați implicat și în organizare și atunci când ați votat proiectele și bugetul. O să urmărim cum au reacționat buzoienii prezenți în Piața Dacia când s-au aprins luminile de sărbători și apoi comentăm. Hai să întindem ora mare, mai aici și mai dolea, mai aproape de otare, până-n Basarabia. Până-n Basarabia.
începutul spectacolului de centenar, buzoienii s-au prins în hore, apoi au cântat imnul alături de renumitul cor buzoian Lira. A urmat mult așteptatul moment al aprinderii iluminatului festiv, care a dat startul unei noi ediții a Târgului de Crăciun. Doamnelor și domnilor, s-au aprins luminile! Să înceapă petrecerea! Să înceapă luna minunată decembrie! Să înceapă această perioadă a sărbătorilor! Publicul a fost încântat de atmosfera de poveste de pe platou. Foarte frumos, da! Și anul trecut și anul ăsta la fel de frumos. E frumos! E frumos! Foarte frumos! Foarte frumos! Iar n-am mai văzut de mult spectacol din ăsta, că ne dădea mereu și nu ne-am mai făcut. Chiar a venit cu mare ce plăcere, dar nu ne-am mai făcut de mult. Am mai vrea când și când să ne mai fac. Ne duce în crâng, cine să ce în crâng acolo? Mai frumos e aici. Și platoul cum vi se pare amenajat? Foarte frumos, foarte frumos, foarte. Ne aveam așteptat. Ne face plăcere. Odată la 100 de ani România petrece. E plăcut, da. E frumos cel puțin acum cu lumini, cu muzică, dacă am frig. Îmi place foarte mult aici, îmi place așa de mult, în fiecare an am venit și aproape în fiecare seară vin la spectacol. Și vă doresc un an nou, cu împliniri multe și cu sănătate. Tot sâmbătă a fost deschis și patinoarul de pe platoul din fața primăriei, cei mai bucuroși fiind copiii. E bine, e frumos. E foarte frumos și îmi place. E mai frumos ca anul trecut. Perfect! Târgul din Piața Dacia va fi deschis până la Crăciun, iar în fiecare weekend buzoienii sunt așteptați la spectacole. Da, am observat că platoul din Piața Dacia era plin, aproape neîncăpător. Foarte mulți oameni au venit, chiar dacă temperaturile erau foarte scăzute și de 1 decembrie au vrut să joace hora în primul rând în Piața Dacia, apoi să vadă luminile de sărbătoare aprinse, am văzut de câțiva copii împreună cu primarul Constantin Toma. Cum vi s-a părut organizarea? Da, a fost o organizare bună, prezența oamenilor ne-a bucurat, era și de așteptat pentru că au avut ce să vadă, au urmat și un spectacol și va fi de acum încolo în fiecare sâmbătă și duminică, în fiecare weekend primăria le-a pregătit buzoienilor un spectacol. Sper eu, adică sper și ne dorim să fie cât mai puțin costisitor acești artiști, nu ca în ceilalți ani, dar așteptăm să vedem cam cum se vor desfășura aceste evenimente. Am văzut că spunea că sunt prea rare evenimentele. Eu cred că au fost prea multe din punctul meu de vedere. Acum se merita, că era și ziua națională. Și în altă ordine de idei, că în crâng se va organiza orășelul copiilor și s-a organizat în fiecare an. Iar în centru orașului, pe platou, în fața palatului, se organizează Târgul de Crăciun. Sunt două evenimente separat. Domnule Roșioru, totuși e bine să observăm faptul că buzoienii au ieșit în număr mare și la paradă, dar și în Piața Dacia. E bine de observat și că în acest an, pe scena din fața Palatului Comunal, a fost invitat și președintele Consiliului Județean, domnul Petre Emanuel Neagu, care l-a complimentat pe domnul primar Constantin Toma pentru organizare. A fost și doamna prefect Carmen Ichim, așa că a părut a fi unitate și în politica locală, chiar dacă probabil pentru o singură zi.
Din culise am înțeles că a fost și domnul Ciolacu acolo, care ar fi discutat câteva ore bune, în primul rând cu cei doi, astfel încât totul să iasă bine și să pară cel puțin un consens în opinii, nu? Da, ținând cont că nu mai sunt agreați la nivel național de conducerea partidului PSD, e normal să-și unească suferința și să facă o echipă. Am văzut și la paradă, totuși domnul primar s-a grăbit să țină dânsul prima dată discursiu. Cred că era de bun simț ca primul care trebuie să țină discursul la o paradă și o să-i atragă atenția și o să-i spun, este reprezentantul guvernului și mai ales că, adică prefectul și mai ales că era și doamnă. Cred că așa trebuia să înceapă, din punctul meu de vedere. Eu cred că ar fi trebuit să înceapă cu un reprezentant al armatei, care ar fi trebuit să fie primul, nu, pentru că era o paradă militară. Reprezentantul guvernului și pe urmă armata și pe urmă celelalte oficialități. Dar asta mai puțin contează. V-a spus, doamna prefect, ceva? A fost nemulțumită? Nu. Că am văzut că la ultima conferință a ridicat presa în picioare în momentul în care a intrat în camera. Așa că dacă are astfel de pretenții, trebuie să știm, ca să vedem cum abordăm situația. Și chiar dacă ar avea, știu eu, nemulțumire, nu mi-ar spune mie și aș fi... Nu cred eu că aș putea. Deci e doar punctul nostru de vedere. Este punctul meu de vedere și v-am spus, este reprezentantul guvernului în județ și așa se cădea. Dar, în fine, revenim la faptul că și-au adresat, știu eu, cuvinte și mesaje pozitive. Cred că așa trebuia de la începutul mandatului, oamenii nu trebuiau, cetățenii municipiului și al județului nu trebuia să asiste la tot circul care s-a făcut, circul politic și certurile care le-au avut la nivel de organizație, dar asta este problema lor. Trebuie să înțeleagă că cetățenii nu trebuie să asiste și să sufere pe baza acestor interese de grup și de partid. Deocamdată buzoienii s-au bucurat. S-au bucurat și la paradă, au fost foarte mulți, s-au bucurat și la inaugurarea târgului de Crăciun și la aprinderea iluminatului festiv. Să sperăm că va fi o lună decembrie liniștită și cu evenimente care să-i bucure pe buzoieni și cu evenimente în care să fie implicați cei defavorizați, pentru că sunt foarte mulți copii, foarte multe persoane în vârstă care au nevoie de ajutor. Și bănuiesc că v-ați gândit în primărie și la astfel de cazuri, nu? Da, vor fi ajutoare de sărbători. Direcția de asistență socială s-a și gândit și în fiecare an a venit în sprijinul celor care au nevoie de un ajutor social și este normal să fim sensibili la astfel de evenimente. Spunea cineva, domnule Roșioru, înainte de ziua de 1 decembrie, vă citesc mesajul pentru că vă vizează, păcat că 1 decembrie pică sâmbăta, altfel vă rugam să-l invitați pe domnul Roșioru, un român adevărat, spune telespectatorul căruia îi spunem și noi la mulți ani. Deci oamenii vor să vă vadă și vă admiră patriotismul. Le mulțumesc mult tare de tot, fac și eu tot ce pot și vin în sprijinul lor și îi rog pe această cale să semnaleze și să-mi spună toate problemele care, știu eu, apar în urbea noastră, în orașul nostru, iar eu să le transmit mai departe și să mă țin de cei care sunt în executiv să le ducă la îndeplinire toate doleanțele și problemele cetățenilor, pentru că rolul meu ăsta este, rolul meu de consilier, asta este sarcina mea și trebuie să mi-o duc la bun sfârșit. Altcineva scrie, cei din 1918 au murit degeaba, astăzi politicienii au uitat de români, rușine penalilor, vor doar funcții pentru ei. Spune un telespectator mâhnit de ceea ce se întâmplă mai ales în fruntea țării, acolo unde tot vedem dosare amânate, procese amânate și așa mai departe. Are perfectă dreptate cetățeanul care a trimis mesajul. E normal că de 30 de ani să asistăm la atâtea și atâtea scandaluri și atâtea probleme și atâtea lucruri care efectiv n-au adus la nimic bun. Recent am povestit de inaugurarea și, știu eu, sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Eu am spus și cât de criticat a fost acest eveniment, totuși biserica și-a dorit acest lucru și iată că au venit în an centenar cu un proiect finalizat cât de cât. M-aș fi bucurat ca și
politicienii să vină, știu eu, cu un proiect să termine o autostradă sau să termine un spital regional sau știu eu, să termine 3-4 unități de învățământ la cheie. Eu cred că așa puteam și sărbătoarea de 1 decembrie să să sărbătorim mult mai frumos și atunci și cetățenii aveau o bucurie și o împlinire că factorul politic a însemnat în acești 30 de ani. Până acum lasă de dorit, iar din punctul meu de vedere sunt în toată această perioadă au fost oameni care n-au făcut cinste politicii. Nu toți, nu putem generaliza, dar în majoritate de 90% asta s-a întâmplat în politică și îmi pare rău că o spun, încercăm și facem tot ce ne stă în putință, am făcut și eu parte din această categorie, poate și eu am fost criticat și sunt criticat, poate puteam mai mult, dar vom vedea ce îmi face de aici încolo. Altele spectator ne scrie, ne pare rău că pe strada Fresinet nu avem niciun ornament, noi nu facem parte din comunitatea buzoiană, întreabă telespectatorul. Da, s-a omis lucrul ăsta, dar cred că de la anul, mai ales că avem un proiect aici al domnului primar Constantin Toma cu Iazul Morilor, cred că se vor investi suficienți bani și va fi o, știu eu, o alee cu promenadă și atunci se va ține cont și de această, de această doleanță a cetățenilor. Cred eu că trebuia și acum și anul acesta să fie iluminată această stradă, dar e bine de ținut minte și de transmis și la anul să nu se mai repete această problemă. Și de pe bulevardul stadionului vin nemulțumiri. Cineva spune, ați promis că vor fi lumini de sărbătoare pe stadionului. N-au apărut. Da. Nu știu de, din ce cauză. Poate în următoarea săptămână, eu cred că nu s-a finalizat tot orașul, cu toate că dacă... S-a finalizat odată ce luminile au fost instalate. Asta din spun și eu, dar început. Cred că poate... Așteptăm săptămâna asta, poate se va finaliza. Sau adică invitați pe oameni să meargă în centru să se bucure de atmosfera de sărbătoare, nu? Da, vedem. De altfel, bănuiesc că ar fi fost foarte mulți buzoieni care, dacă am fi avut luminițe pe toate străzile, ar fi spus că sunt prea mulți bani investiți în astfel de lumini. Dacă nu sunt, iar nu e bine, așa că poate anul viitor găsiți o soluție astfel încât să fie toată lumea mulțumită. Să ne bucurăm anul acesta de ceea ce avem și vom vedea la anul cum vom derula proiectele. Bun, revenind acum la problemele de zi cu zi, ați avut data trecută câteva solicitări de la telespectatori, mai multe probleme, știu că multe vizau Transbuzul, da. Acolo nici nu erau tonete în multe zone, da. Nici adăposturi în stații, ce v-au spus cei de la Transbuz? Instalarea tonetelor în stațiile unde traseile se intersectează, deja s-a luat la cunoștință domnul director Transbuz, domnul Toader, a și demarat proiectul și sperăm ca până la finalul anului o să plasăm aceste tonete de bilete pentru că sunt oameni nemulțumiți și am mai venit cu o propunere, știți că există acel, nu eticheting, vorbim de plata prin SMS. Plata prin SMS și externalizarea vânzării biletelor către magazine sau comercianți. Da, să vedem, să o facem cât mai... Să venim cu ceva, să putem să-i atragem pe cei care au magazine să ia și acest oficiu de vânzare a biletelor. E bine că Transbuz cunoaște problemele, sper să le și rezolve, pentru că au fost de multe ori repetate și de telespectatorii noștri. Acum suntem la final de an. Tot anul eu am transmis tot ceea ce au spus cetățenii. La început de an vedem, facem un bilanț și atunci noi, consilierii, din cadrul Consiliului Local, vom cere și demisia celor care nu au dus la îndeplinire acele probleme și acele lucruri care le-am, acele doleanțe ale cetățenilor.
Altele spectator ne scrie și spune: nu numai strada Frăsine nu este iluminată de sărbători. Strada stadionului, Bazalt și multe altele, toți suntem cetățeni ai municipiului Buzău. Așadar, oamenii nemulțumiți că n-au luminițe în Eu cred că zonele unde locuiesc. Acest iluminat s-a făcut pe străzile mai importante, cu un trafic mai intens și acolo unde există o vizibilitate a, adică a acestor amplasamente. Cred eu că nu putem oriunde, ar fi foarte costisitor și vă gândiți, nu putem pe fiecare stradă să facem. Acolo unde credem noi că este zonă mai aglomerată, acolo am făcut aceste lucruri. Bun. În a doua parte o să vorbim despre un bilanț al activității în primărie din punctul noastră de vedere. Înțeleg că se lucrează și pe final de an. Urbis a intrat în două parcuri din centrul orașului. Mai sunt câteva lucrări. Există proiecte în dezbatere publică. Vorbim și despre accesul în Crâng, accesul auto. Ne oprim pentru publicitate. Revenim în câteva minute.